Sâmbătă, în jurul prânzului, pe drumul național 5, un autoturism Dacia Break, în timp ce se deplasa dinspre București spre Giurgiu, a oprit la intrarea în sensul giratoriu ce duce spre cetatea pentru a acorda prioritate unui alt autoturism. În momentul următor, șoferul unui tir cu numere de înmatriculare în Turcia a ispit autoturismul din plin în spate. Șoferul turc se pare că nu a păstrat distanța regulamentară și a produs accidentul. În Dacia lovită de tir se aflau 7 pasageri, 5 adulți și 2 copii mici. Eu am oprit să acord prioritate, iar el a venit în spatele meu, cred că cu aceeași viteză care avea, că el era tot timpul, vrea să mă depășească, să mă depășească. Iar aici n-a avut cum la sens giratoriu unde am oprit, ca să treacă prioritate, că așa se dă de stânga la sens giratoriu, el a intrat în mine în plin. În urma impactului nu s-au înregistrat victime, însă cele două autoturisme au fost grav avariate. Tirul implicat în accident s-a ales cu radiatorul, un far și bara din față sparte, iar Dacia avea ambele uși din spate înfundate, luneta și alte accesorii avariate. Pentru că nu s-au înregistrat victime, iar pasagerii nu au fost răniți, cei doi șoferi s-au înțeles pe calea amiabilă, urmând ca în baza asigurărilor să-și repare mașinile. În acest weekend, polițiștii biroului rutier Giurgiu au acționat în sistem integrat pe toate arterele din municipiu și județ, iar bilanțul este unul consistent. S-au aplicat 220 de sancțiuni în valoare de aproape 80.000 de lei. Au fost constatate 14 infracțiuni. Aici intrând atât infracțiunile rutiere cât și infracțiuni de vătămare corporală din culpă în urma producerii unor accidente ușoare și a unui accident grav. Totodată au fost constatate 220 de contravenții în valoare de peste 78.000 de lei. Cea mai mare parte dintre acestea, respectiv 70 pentru viteză, 47 pentru centură, 3 pentru consum de băuturi alcoolice, 34 pentru opriri sau staționări neregulamentare. La acțiune au fost folosite echipamentele de supraveghere a traficului rutier și de măsurare a vitezei de deplasare repartizate pe porțiuni de drum, atât din municipiu cât și din județ, unde, conform polițiștilor, riscul producerii accidentelor de circulație este ridicat.